Deseori este imputat creștinismului că Dumnezeul creștinilor lasă răul să prospere. Bolile incurabile, războaiele, acțiunile teroriste, armele chimice, foametea sunt elemente aduse în discuție. Una dintre cele mai populare întrebări care se pun în reprezentanților Cuvântului lui Dumnezeu este de ce există suferință dacă Dumnezeu este bun și atotputernic? Un prim răspuns. Răul este contribuția omului. Un al doilea răspuns este pentru că nu există altă cale ca liberul arbitru și dreptatea lui Dumnezeu să existe. Și vă explic: Dumnezeu a creat pe om liber, în gândire, capabil de a alege între rău și bine, între el și altcineva. Când încă nu era răul pe pământ înfăptuit, Dumnezeu a acceptat ca în grădina Eden șarpele să fie prezent. Era acolo și pomul cunoștinței binelui și răului, un pom care reprezenta un grad de risc ridicat pentru om. Putea Dumnezeu să nu-i permită diavolului accesul în grădină sau pomul acesta să fie plantat oriunde altundeva. Dar Adam și Eva trebuia să aibă posibilitatea să aleagă. Pentru a crea ființe capabile de binele moral, Dumnezeu a creat ființe capabile de răul moral. Nu există moralitate fără discernământ. Nu există discernământ fără liberul arbitru. Iar nu există liber arbitru fără opțiuni. Dacă Adam și Eva erau creați fără a avea capacitatea de a alege răul, Hitler și Stalin ar putea fi fost asemenea îngerilor. Gavril și Mihail, doar pentru că nu au avut posibilitatea să aleagă contrariul. Apoi, iubirea nu poate exista dacă nu există alegere. Iarăși, dacă Dumnezeu îi seta pe Adam și Eva să iubească necondiționat, urmașii lor nu mai experimentau niciun divorț. Toți erau Romeo și Julieta. Imaginați-vă sută de fete care se pregătesc pentru întâlnirea cu prințul care dorește să aleagă una din ele cu care să se căsătorească. Pline de emoție, așteaptă intrarea mirelui. Când acesta apare, plin de farmec și slavă, și declară numele uneia dintre ele, fata aleasă este exaltată de emoție și fericire. Dintr-o sută mai ales. Avem o cântare care spune... Dintre mii și mii de mii te-am ales. Cum se simte Dumnezeu? Cum te simți tu că Tatăl Ceresc te-a ales pe tine să nu te urci pe cruce și l-a urcat pe Fiul Lui pentru tine? Cum te simți când vezi că ești într-un legământ de căsătorie cu cineva sau într-un legământ spiritual, spre exemplu, cu Dumnezeu prin apa botezului și în pofida ofertelor mult mai avantajoase, partenerul îți este fidel? Dumnezeu nu ne-a clonat ca pe niște stereotipuri umane fără discernământ. Răul este consecința alegerii păcatului în urma liberului arbitru acordat de Dumnezeu. Suferința poate fi și dovada fidelității. Avem un text în Biblie magistral. Dumnezeu a găsit cu cale să-L desăvârșească pe Hristos prin suferință. Cum nu este desăvârșit Dumnezeu? Doar prin suferință? Doar prin suferință, Isus a ajuns ca să-și poată manifesta într-un mod de plin desăvârșirea. Ea exista desăvârșirea lui Hristos, dar nu era manifestată într-un mod de plin. N-a suferit de dragul suferinței, că noi idolatrizăm, ci suferința lui Hristos este o consecință inevitabilă. A interacțiunii bunătății lui Dumnezeu cu răutatea umană. A lovit în sine Dumnezeu pentru a pedepsi păcatul deliberat al omului, ca să-l scape pe credincios de la moarte. În consecință, Dumnezeu participă la suferința lumii. Dumnezeu lucrează în și prin ființele create care suferă și care devin ocazii ale propriilor sale suferințe. Isus a spus referitor la multe din acțiunile bune sau rele pe care oamenii le fac. Mie mi le-ați făcut. Sau cuvintele adresate lui Saul. Pentru ce mă prigonești? Hristos a suferit pentru că a fost drept. Corect. Nu a băgat miseria supreș, nu a compromis adevărul, ce acesta trebuia taxat. Iar plata păcatului fiind moartea, omul, dacă plătea în felul acesta, nu mai trăia. Astfel că Isus îi acordă șansa, substituirea. Se urcă El pe cruce în locul penitentului. Suferința, deci, există pentru că omul e liber, iar libertatea e incompatibilă cu determinarea cauzală. Când ești liber, Poți să alegi ce vrei, poți să nu-l alegi pe Dumnezeu. Și așa, întotdeauna Dumnezeu când intervine, limitează răul. Limitează suferința, întotdeauna. Așa stau lucrurile și când ne disciplinează, ne păzește de o suferință și mai mare. Apoi, Dumnezeu este atent dacă suferința noastră este un impediment în calea iubirii noastre față de El. De multe ori, prin intermediul suferinței suntem sensibilizați la nevoile celor din jur sau treziți față de realitatea lumii lui Dumnezeu. Spune o maximă, pâriașul și-ar pierde susurul dacă i-ai lua pietrele din cale. Iar Scriptura spune, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Dumnezeu să-i pe cei aflați în suferință și să le dea puterea de a se încrede în Dumnezeu care îi va întări. Experiențele cu Dumnezeu trăite în suferință pot aduce mai multă satisfacție decât cele mai mari plăceri omenești. Știm însă că într-o zi aceasta va lua sfârșit, pentru că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii celor care au avut încredere în bunătatea și dreptatea lui. Fiți binecuvântați și întăriți de Domnul nostru, care a fost obișnuit cu suferința